În piața centrală din municipiul Petroșani au apărut ciupercile după o vară secetoasă. Prețurile produselor variază între 5 și 20 de lei în funcție de sortimente. Vânzătorii se plâng de faptul că nu au cumpărători chiar dacă sunt dispuși să negocieze. Prețul e foarte mic, între 5 și 8 lei, slab și de cumpărat, uitați, nimic, vânzare noi. De ce credeți? De lipsă de bani, toată lumea suferă de bani. Cine are bani? Nimeni. Anul acesta a fost mai proastă recolta, de ciuperci, să zici? Recolta nu a fost proastă, a fost bună anul ăsta, mai sfârșit, spre sfârșitul anului, mai bine. În schimb, nu-i vânzare. Degeaba este marfă, nu-s clienți. 20 de lei kilogramul. Sau 200 vechi, 200 de mii. Ce fel de ciuperci sunt? Ciuculeți de fag, cresc pe fag. Se cumpără, aveți vânzare? Nu prea avem vânzare, că nu-s bani, lipsa de bani. Cam greu merge. Sperăm că în cursul zilei se va vinde cât de cât marfa, că e marfă multă, frumoasă pe piață. Puterea de cumpărare a scăzut foarte mult. Astfel, ciupercile de sezon au devenit un lux pentru cumpărători. Cândva, nelipsite din conservele de toamnă ale gospodinelor, ghebele au ajuns acum să coste cât un kilogram de carne. Medicii recomandă ca ciupercile să fie gătite foarte bine înainte de a fi consumate, pentru că acestea pot provoca alergii. Totodată, ei atrag atenția că există soiuri otrăvitoare similare cu cele care pot fi mâncate fără nicio problemă sau chiar ciuperci comestibile care pot suferi mutații.